ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră zi de zi. Discutăm astăzi despre un proiect inedit, am putea spune, un proiect care aduce și copiii în prim plan, dar aduce și comunitatea, pentru că de fiecare dată spun acest lucru, este important exemplul pe care fiecare dintre noi îl oferim și celor mici, dar și celor adulți, pentru că avem de-a face, din păcate, cu persoane care sunt certate așa uneori cu bunul simț, dar cred că stă în puterea fiecăruia dintre noi să facem ceva atunci când avem această oportunitate. Vom discuta astăzi despre un astfel de proiect, o să-i las pe invitații mei de astăzi să ne explice mai multe despre subiect și, bineînțeles, o să discutăm puțin și despre ultimele evenimente ce au avut loc în județul Hunedoara cu privire la inundații din zona Aurăștie. Astăzi, alături de mine, este doamna Dorela Murărașu, președinte al Asociației Alert Îndeva. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Am început cu doamnele pentru că așa se face, după cum bine vedeți, și domnul Fabius Chiseli, directorul activitatea Goscom Orăștie, se află astăzi alături de noi. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Sunteți, de fapt, într-o formulă mai altfel, putem spune, pentru că suntem obișnuiți atunci când spunem Dorela Murărașu să vedem copii, să vedem multă alergare, activitate fizică și atunci când vorbim despre domnul Chiseli, să vorbim despre apă, să vorbim despre proiecte și despre politică uneori. Dar și despre educație. Și despre educație. Asta ar fi trebuit să încep, de fapt, atunci când vine vorba despre dumneavoastră. Iată că este un punct comun, educația până la urmă. Și începeți așa în forță, dacă putem spune, unul dintre poate cele mai frumoase proiecte pe care le-ați avut? Cumva voi sunteți de vină că m-ați tot ispitit cu întrebări despre educație și despre tot felul de chestiuni legate de când prindem formarea și oamenii care au într-adevăr lucruri de spus din acest punct de vedere, profităm și noi, cum este normal, nu? Vă mulțumesc. Dacă e un compliment, atunci vă mulțumesc. Ideea este în felul următor. Am pornit acest proiect și, mă rog, ideea a fost, cristalizată chiar la voi într-o emisiune când discutam despre educația informală sau educația non-formală. De mult am în cap ideea asta că elevii sau, mă rog, copiii în general trebuie să stea trebuie să formeze într-un mediu sănătos, într-o pleiadă de activități care să le dezvolte odată deprinderile și al doilea să aibă un contact mai strâns cu realitatea și cu viața în adevăratul sens al cuvântului. Doar că acel mod sănătos cred că mai contează foarte mult și cum este înțeles. Și cum, Pentru că ce e sănătos pentru mine, poate pentru ceilalți nu este la fel de sănătos. Tocmai de aici ideea de exemple de educație non-formală. Până la urmă către asta ne ducem luând partea asta cu viața, adică contactul cu realitățile vieții și cu viața în adevăratul sens al ei și cunoașterea vieții, punând în balanță cu ceea ce ne ocupăm noi în fiecare zi și anume apa, uite așa a rezultat acest proiect, apa este viață sau apa înseamnă viață. E un proiect la în care cred și mai mult cred în valoarea lui de multiplicare. Adică el devine serios în momentul în care dă rezultatele pe care ne așteptăm și sper din tot sufletul ca prin creșterea acestui proiect să strângem chiar un fenomen. Mi-e greu să sper așa ceva, adică mi-e teamă să sper în așa ceva, dar eu cred că lucrurile pot merge în direcția asta. Ce m-am oprit? Las pe... O lăsăm acum pe Dorela să ne explice, pentru că ești zi de zi în mijlocul copiilor, poate uneori din timpul tău liber renunți cumva la multe alte lucruri pentru a fi alături de copii și pentru a-i ajuta, pentru a-i învăța
să facă poate lucrurile altfel sau poate așa cum ar trebui să le facă. Da, de mai bine de 5 ani de zile ne străduim să aducem educația non-formală acolo unde ar trebui să-i fie locul. Și am învățat să nu mai căutăm responsabili de ce nu merg lucrurile în educația clasică și atunci mai bine încercăm să schimbăm noi lucrurile. Nu cred că este un proiect foarte atipic. Eu cred în faptul că dacă pui suflet și dacă te străduiești, reușești să faci lucrurile să se miște chiar și acolo unde nu se așteaptă nimeni. Și, într-adevăr, asocierea dintre activitatea Goscom și un ONG pare, la un moment dat, ciudată, atâta timp cât uiți, de fapt, că rostul nostru al tuturor este acela de a deservi comunitatea. Și atunci, dorind să întorci binele comunității, ajungi în astfel de proiecte care sunt de-a dreptul magice. Apa înseamnă viață, da, apa înseamnă viață pentru că suntem apă, 70%, vrem, nu vrem, suntem apă. Și faptul că apa trebuie să fie prezentă în educație, încă din cele mai vechi timpuri a fost oarecum așa găsit locul apei în educație, pentru că inclusiv bătrânii noștri atunci când se necăgeau spuneau că se tulbură. Exact. Și nu că se supără. Și vrem să învățăm pe copii nu doar nevoia de hidratare, ci nevoia de a vedea apa ca pe o resursă epuizabilă. Nevoia de a curăța, de a ecologiza zonele cu apă. Proiectul este foarte amplu și am încercat să acoperim foarte, foarte multe dintre domenii. Vom avea instrumentele de comunicare online pe două pagini de Facebook, una dedicată proiectului și activităților mari generale din proiect și încă o pagină dedicată strict unui concurs de desene cu tema Apa înseamnă viață, unde invităm toți micuții din Orăștie și nu numai să participe cu propriile desene. Ne dorim un proiect care să meargă în timp. Adică anul acesta debutăm și vrem să fie ca un bulgăre care să se rostogolească an de an și să venim cu activități noi la acest proiect. Copiii iubesc educația non-formală. Un copil pe care nu se pune presiune că trebuie să învețe un lucru, ci vine natural, într-un mediu natural, acceptă mult mai ușor informația și lucrurile astea sunt dovedite de-a lungul timpului de specialiști. Va fi frumos, abia așteptăm. Vom avea ateliere de la grădiniță și până la clasele de liceu și vom încerca să avem un număr cât mai mare de beneficiari direcți și indirecți. Aveți un număr limitat de locuri pentru cei care își doresc să participe. Cine se poate înscrie pentru a participa la acest proiect? Pentru că e important să știe cei care ne urmăresc cum pot să ajungă în cadrul acestui proiect și să pună și ei așa parte din sufletul lor aici. Da, bine zis, suflet. În lucru cu copiii am învățat că nu există niciodată număr limită, pentru că dacă un copil vrea să vină la o activitate, tu ca organizator, nu ai dreptul să-i spui nu, nu mai avem locuri, așa ceva nu va exista. Așadar, toți copiii care se vor înscrie vor participa, încă un lucru important, toate desenele lor, operele lor de artă cu tema Apa înseamnă viață, vor fi expuse în sediul activitatea Goscom, deci vor avea parte de o galerie, expoziție privată, exact, se vor simți importanți. Și în funcție de numărul de like-uri, am zis că cele mai multe apreciate vor fi premiate cu daruri din partea noastră, cu rucsăcei personalizați, cu tricouri, clasele unde mergem și susținem workshop-urile, vor primi anumite ceasuri personalizate să le amintească de faptul că trebuie să bea apă, pentru că uităm de foarte multe ori. Și ne-am gândit la tot felul de jocuri și de activități în care să-i prindem, inclusiv în activitatea practică, cea de ecologizare, când vom merge pe teren și vom curăța albia apei și vom povesti despre această necesitate. Vor avea tot felul de jocuri și de animatori pentru vârsta lor. Vor fi tot felul de activități, acțiuni, da, pe care le veți și găzdui, să înțeleg dumneavoastră cei de la Goscom, puneți acolo la bătaie spațiul și oamenii, nu? Și logistica, exact. Bineînțeles, vom avea și o zi a porților deschise, cum o facem în fiecare an, de data asta cu participare mai consistentă. Vom avea și, vom participa la toate acțiunile prevăzute în program. Poate vom vedea un desen realizat și de către dumneavoastră, să dați un exemplu, da, nu? Da, bineînțeles.
pe cât pot. Vă străduiți acum. Da, este important. Adică proiectul îmi place și îmi place sensul lui. Îmi place ideea de educație non-formală, îmi place ideea de a te promova altfel decât neapărat prin mijloacele clasice și cumva șablonarde. Totdeauna mi-am dorit ca lucrurile să arate altfel, dar totuși să nu-și pierde din consistență. Ba din contră, acest proiect, prin acțiunile care sunt prinse în program, are o valoare intrinsecă, pentru că de data asta vorbim despre copii și asta este foarte important. Nu ți-e tot una ce se întâmplă cu generația următoare. O generația următoare cumva trebuie să-ți preia valorile pe care a reușit să ți le păstrezi până ziua de azi și are misiunea să, pe aceste valori, să clădească un viitor mai bun pentru noi toți până la urmă. Așa că proiectul în sine are niște valori, adică are niște conotații foarte serioase din punctul ăsta de vedere. Acum, cum să vă zic, din punct de vedere al activității GOSCOM, este o premieră, în primul rând, și vreau să devin o constantă pe anii care vor veni, adică în fiecare an de Ziua Apei, când sărbătorim Ziua Apei, să avem un set de evenimente care să se adreseze, în primul rând, comunității. Cum bine spunea Dorela, e foarte importantă comunitatea. Până la urmă, atât noi cât și Alertul facem parte din comunitate, adică cumva suntem în slujba comunității și trebuie să returnăm aceste valori pe care noi cumva le luăm de la comunitate. Mie mi se pare un lucru fundamental, important și până la urmă este o măsură a nivelului de civilizație a unei comunități. Deci, cred că abordarea din perspectiva asta ar fi mai, cum să zic, mai consistentă. Când va avea loc sau când va debuta acest proiect? Activitățile sunt prevăzute pentru săptămâna 18-23 martie, însă debutul online va fi cu mult înainte, ca cei micuți să aibă timp să se pregătească pentru activități. Suntem în faza în care semnăm parteneriate și cu bucurie spun că vin foarte mulți oameni valoroși alături de noi, cărora vrem să le mulțumim, și de la instructori de fitness și stil de viață sănătos din Orăștie, până la medici cu nume grele din domeniu care vor fi alături de noi la workshop-uri, pentru că și ei au văzut importanța educației. Nu avem timp în școală să predăm apă. Ce înseamnă apa pentru viață? Ce înseamnă apa pentru comunitate? Unde am fi dacă apa nu ar fi în comunitate în forma în care este acum? Și atunci, atingând aceste subiecte, micuții vor avea posibilitatea să își dezvolte foarte, foarte mult bagajul cognitiv, să primească foarte multe informații, pe care noi vedem în cei mici un fel de vectori. Vor duce mai departe informațiile. Data viitoare, când vor vedea o albie de... Și transmit foarte bine aceste informații. Exact, da. Ei între ei, altfel ajunge această informație. Așa este. Da. Da, data viitoare când vor vedea peturi pe albia unui râu sau într-o apă, vor ști că dăunează și că trebuie să curețe. Data viitoare când vor vedea un robinet la școală curgând, vor ști că este o resursă epuizabilă și vor închide robinetul și vor prețui, noi sperăm să prețuiască cu totul altfel apa și să o vadă exact așa ceea ce am gândit-o noi, apa înseamnă viață. Și cel mai probabil îi vor trage de mânecă și pe cei care asta nu vor face că vor fi vectori de educație civică pentru toată comunitatea. Cei mici nu sunt plafonați de nu face asta, nu. Ei, dacă au învățat că așa este bine și că așa este corect și așa salvează planeta, se transformă într-un fel de mini-eroi și își asumă foarte în serios rolul acesta. O să fie frumos cu ei. Pentru că știm cu toții cum arată albiile multor râuri și pârâuri din județ, din țară, nu doar din județ. Știm cum arată periferiile orașelor, a localităților din cauza acestor deșeuri și acestor oameni care, așa cum spuneam la începutul emisiunii, uită de bunul simț și... Iată, măcar copiii ne dau lecții de data aceasta. Da, și sunt niște lecții foarte percutante și importante. Să vezi
un grup de 50 de copii de școală primară, făcând curățenie într-un cartier. Da, e o lecție destul de dură, însă cei mici și-au asumat-o și noi suntem la foarte multe campanii de ecologizare făcute cu ei până acum. Suntem mândri de felul în care cresc. Și exact așa cum spuneai, transmit întâi în familie, apoi în colectivitate și sperăm prin puterea propriului exemplu să schimbăm lucrurile. Poate nu reușim la nivel macro, dar dacă fiecare dintre noi ne-am face treaba în pătrățelul nostru, cu siguranță unda de propagare ar fi alta și pe asta mizăm. Avem și noi câteva imagini de la câteva dintre activitățile, dintre acțiunile pe care le-ați desfășurat împreună cu cei mici, care cei mici, mici dar mulți, am putea mulți spune. Despre ce campanie este vorba aici? Ce ați este o făcut? Ecologizare făcută anul trecut pe, în zona Bejan. Ați avut de lucru acolo, nu? Da, da. Avem periodic și nu ne lăsăm. La un moment dat am zis că de ce pedepsim copiii și tot ducem. Nu, nu este o pedeapsă. Ei merg cu drag și sunt bucuroși de faptul că sunt exemplu. Educație non-formală înseamnă să faci școală pe dealuri, înseamnă să faci școală în pădure cu ei. Avem de la povești terapeutice și până la... Avem inclusiv o grădină didactică în care cei mici își plantează singuri ceapa și legumele și le îngrijesc. Și observ că aceste activități au loc indiferent de vremea de afară, da, pentru că am văzut mai devreme pe doi dintre ei cu pelerine, nu aveau nicio problemă în pădure. Am avut inclusiv la minus 20 de grade în anii trecuți copii participanți și... sunt foarte puternici. Avem copii de 4-5 ani care merg câte 20-25 de kilometri în drumeții. Promovăm stilul de viață sănătos și avem niște reguli la care ținem cu sfințenie, care sunt și foarte apreciate de părinți. La activitățile noastre nu au voie cu telefoane, nu au voie cu gadgeturi, nu au voie cu dulciuri, nu au voie cu suc, nu au voie cu gumă, nu au voie cu bani și nu au voie cu părinți. Până la urmă, dacă stăm să gândim așa puțin la ceea ce ai enumerat mai devreme, o copilărie pe care am cam avut-o și noi. Autentică, exact. Exact. Încercăm să le redăm exact bucuria copilăriei autentice, în care să redescopere jocul, să redescopere prietenia. Interacțiunea. Exact, exact. Copii care leagă niște prietenii foarte frumoase între ei. Râdeam săptămâna trecută cu colegele și acum dezvoltăm terminologia de instituția surorii mai mari. Adică cele mari de 14-15 ani încep să aibă grijă de cei mici nou veniți. Lucru care în familie nu se prea întâmplă, pentru că sunt tot felul de asperități și tot felul de orgolii acolo. Ei, când sunt singuri în pădure, își asumă așa într-un mod foarte voluntar această sarcină de a avea grijă de cei mici și e un pas înainte în a dezvolta relaționarea dintre ei. O sarcină pe care o aveți și dumneavoastră acum, cu atât mai mult cu cât dezvoltați acest proiect și pe care, un proiect pe care vi-l doriți să aibă continuitate și poate va fi luat ca exemplu, de ce nu, de către alții. Cred în valoarea lui de multiplicare, deci cred că acest proiect se poate multiplica la nivelul comunității, adică să avem cât mai multe activități de genul ăsta, în așa fel încât, cum am zis, noua generație merită mai mult decât oferim noi acum. Mă refer la întreaga comunitate, nu? Absolut, am înțeles foarte bine la ce vă referiți, doar că vedeți în zilele noastre parcă de cele mai multe ori atunci când ni se cere sau ni se oferă oportunitatea de a participa la astfel de acțiuni, pentru mulți, de fapt, prima întrebare este și mie ce mi-a să, eu ce câștig din asta? De ce ar trebui să mă implic? Știu importanța apei. De ce ar trebui să fac mai mult decât atât? Ce facem cu aceștia? Ce facem cu aceștia? Educăm cu acești vectori de educare despre care povesteam anterior. Foarte optimist sunteți. Păi, de ce n-am fi? Sunt de partea cealaltă a baricadei și să știi că în ultima vreme sunt foarte multe persoane care fac voluntariat și asta ne bucură, pentru că e un semn de evoluție și de civilizație și e semn că societatea merge în direcția bună. Și avem foarte mulți... Județul, în general, este ușor atipic din punct de vedere al voluntarilor de vârstă universitară. Nu avem foarte mulți studenți decât în sudul județului. În partea de nord nu avem, dar sunt foarte activi copiii de liceu. Și avem voluntari de la clasa a 9-a și până la anii terminali de liceu care vin
fără, copiii niciodată, voluntarii nu întreabă mie ce mi iese la această activitate. Și era un citat foarte frumos despre faptul că munca voluntarilor nu este plătită, nu pentru că nu este importantă, ci pentru că este neprețuită. Nu este plătită, dar este răsplătită. Este cumva răsplătită și cu siguranță prețul sufletesc și satisfacțiile pe care le ai după o zi petrecută în comunitate cu copiii sunt mult mai mari decât un fluturaș de plată. Acum depinde fiecare ce repere are, ce formare sufletească are și ce așteptări are de la viață. Dar eu sunt optimistă și stăm bine la capitolul voluntariat. Am văzut că dați așa ușor din Mă gândeam la o chestie destul de prozaică, așa, și că gratis e mai scump. E mai scump prin aportul, tocmai prin aportul sufletesc de care povesteați. Da. Adică consistența demersului e mult mai profundă decât dacă ar fi o, mă rog, o răscumpărare pecuniară sau, mă rog, o răsplată financiară, să cam spunem. Așa cumva. Deci pentru mine mi se pare mai important. Adică implicarea și efortul este mult mai, cum să zic, pe lângă faptul că are o nobleță lui în sine și actul civic în sine este un act nobil, are în sine consistența asta de voluntariat, pe bun. Aici mai depinde și de valorile pe care fiecare le are, cu valorile cu care a crescut. Păi cum spunea Dorela, societatea se schimbă. E în permanentă dinamică. Acum, problema este cum abordăm lucrurile astea. Dacă le abordăm într-un mod direct, s-ar putea ca lucrurile să nu iasă fix cum ne dorim. Dacă abordăm problema indirect, adică problemele, că aici e vorba de un complex de probleme, nu neapărat de problemă, s-ar putea ca rata de succes să fie neașteptată. Problema este să știm și să avem aplicarea să facem lucrul ăsta. Adică e vorba de o schimbare, dar o schimbare nu neapărat directă. Bă, vrem să ne schimbăm de mâine. Nu o să ne putem schimba de mâine, dar mergând din aproape în aproape și generație după generație, eu zic că lucrurile pot fi făcute într-un mod bun pentru noi toți, până la coadă. Nu este pentru prima dată când vă implicați în acțiuni, poate nu de asemenea vergură ca acest proiect, dar ați mai primit copii, tineri la Goscom, aveți deja experiență, să spunem, în privește. E un fel de pelerinaj la Goscom, la ziua părților, și am tot felul de gadget-uri, vorba Dorelei, care copiii cumva se familiarizează. Am, nu știu, bine, problema este așa, noi am vrut să transparentizăm puțin activității Goscom, mai un fel, sună un pic pleonastic, dar așa se numește compania. Ideea este că am vrut prin această transparentizare să aducem cumva lumea mai aproape de fenomen, adică să înțeleagă rostul nostru și activitatea noastră de zi cu zi. Și activitatea de apă și canal nu este o activitate tocmai simplă, având în vedere constrângerile pe care le ai în fiecare moment. De asemenea, nu trebuie uitat, și asta vreau să subliniez, suntem un serviciu, un slujba comunității. Oricum ar fi și oricum am face, noi va trebui să răspundem nevoii comunității. De aceea, noi avem sau promovăm o relație bună cu comunitatea în sine prin ONG-uri, prin administrația publică, prin diverse instituții care la rândul lor sunt în slujba comunității, în așa fel încât să fim un actor relevant din această perspectivă. Am mai avut acțiuni de, mă rog, chiar inclusiv acțiuni de ecologizare, bine, principalele obiectivele noastre. Haideți să vedem și câteva imagini de la unele dintre activitățile pe care activitatea Goscom asta e reprezentativă. Asta a fost anul trecut, s-au înlănțuit toți copiii în jurul unui bazin de cântă. A fost frumos. Se și distrează, dar și învață. Da. Și sunt foarte interesați. Acolo erau parte din gadgeturile, nu, pe care le aveți. Din gadgeturi, da.
sunt copii de toate vârstele, observ că da. Reușiți și pe cei de liceu să-i aduceți. Da, sunt. Și de și chiar preșcolar nu poți să-i bagi într-o stație de tratare apă, dar de, eu zic că de la gimnaziu în sus, fără niciun fel de problemă. Și e destul de interactiv, în sensul că adresează întrebări? Copiii pun întrebări, da, și sunt interesați. Chiar am avut, anul trecut, cred, am avut două fete care au participat la un concurs la Timișoara și au luat locul întâi cu un proiect propus, făcut în colaborare cu activitatea Goscom. Păstrați și anul acesta această traiectorie? Da, deci contactul cu școala și cu comunitatea rămâne indisolubil, deci fără niciun fel de probleme. Când vom avea această activitate, ziua porților deschise, așteptăm pe toată lumea la noi. Între timp ne-am mai dotat cu una alta, deci mai avem câteva noutăți. Mai sunt elemente de noutate, să înțeleg. E bine, pentru că și în acest domeniu cred că în permanență este nevoie să vă updatați așa în ceea ce privește și tehnologia și... Sigur că da. Vorba aceea, încă mai avem mult până departe, nu? Deci ideea asta de transparență față de comunitate mie mi se pare esențială cu ziua porților deschise și să comunici în mod eficient ceea ce faci tu, de fapt, în fiecare zi. Pentru că altfel părem niște cosmonauți care umblăm de nebun prin oraș ca să facem nimeni nu știe ce. Mai reparați o canalizare, exact. Mai faceți anumite investiții. Le explicăm și cum facem lucrurile astea și atunci devine... Sunteți și înțeleși? Bineînțeles că da, mai ales de generația tânără cu prisosință. Aici aveți baza, să spunem, da, așa, corect. Cei tineri. Mai complicat este cu cei mai în vârstă, nu? Și cei mai în vârstă, dar cum să vă zic, funcționăm pe bază de cutume. A fost totdeauna, vine aia de la Igo să facă nu știu ce. Ok. De la Igo până la cum arată Goscomul acum, e o distanță destul de mare. Așa că lucrurile pot fi analizate din altă perspectivă. Și perspectiva pe care... Dacă sunt înțelese, într-adevăr. Dacă sunt înțelese. Și explicate în așa fel încât să fie înțelese. Tocmai ideea acestui proiect este asta. Să explicăm mai serios și mai apăsat ideea de apă. Ideea de apă în contextul actual. Am mai povestit pe la emisiuni cu resursele de apă epuizabile, cu tendințele mondiale, cu lucruri de genul ăsta. Deși pare o chestiune apa este ireală, având în vedere va că... fi, în secolul următor, va fi valoarea... va fi valuta forte a perioadei următoare. Nu zic neapărat secolul următor, dar în perioada următoare apa va fi... Cu siguranță, dacă ne uităm la unele state în care apa este poate cel mai de preț și cel mai valoros lucru, am putea să ne punem așa câteva semne de întrebare. Ce ar fi dacă s-ar întâmpla același lucru și la noi? Am început să învățăm din experiența lor. România nu are probleme neapărat complicate din punct de vedere a resurselor de apă, dar poate avea, dacă nu le gospodărim ca lumea. Până la urmă e ca și acasă, nu? Dacă știm să ne gospodărim cum trebuie, avem și rezultate. Dacă nu... Totdeauna așa e. În ceea ce privește pe copiii de care te ocupi zi de zi, cum au reacționat ei? Își doresc și ei poate să participe la această activitate? S-au apucat deja să se pregătească cu diferite materiale? Mă gândesc că entuziasmul este unul foarte mare. Am anunțat doar în linii mari proiectul pentru că ei sunt foarte entuziaști și vor primi cu tot sufletul deschis. Vreau să completez puțin la referitor la imaginea și la promovarea activitatea Goscom. Cred că faptul că vor veni clasele de liceu la ziua porților deschise și faptul că vor avea acces la aceste informații face mai mult decât tot ce înseamnă fluturaș sau afișe despre ce face activitatea Goscom. Faptul că vor vedea rolul apei, al canalizării în comunitate și unde a dus această evoluție de-a lungul timpului, cred că vor aprecia mult mai mult când vor vedea pe stradă un om costumat și îl vor privi cu mult mai mult respect pentru că omul ăla le dă gradul de civilizație în comunitate și le asigură un anumit nivel de trai. Și foarte mult vrem să mergem pe acest factor uman.
pentru că sunt anumite meserii pe care cei tineri le privesc așa, oarecum mai în derâdere, mai neserios. Așa au fost învățați. Exact, pentru facă. Că așa au fost învățați. Dar fără oamenii ăia, nu am fi undeva ajunge... în evul mediu. Exact, exact. Și atunci vrem oarecum să valorizăm această meserie și acești oameni în uniforme, în anumite uniforme, care ne ridică gunoiul, unii dintre ei, alții ne fac canalizarea, dar fără de care am fi într-un undeva în evul mediu, cum zic eu. Ne asigură apa la robinet. Ne asigură apa la robinet, exact. E atât de ușor să intri într-o încăpere, să aprinzi lumina, să dai drumul la apă, dar ia imaginează-ți că nu ai toate lucrurile astea. Astea sunt asigurate de anumite meserii, cu anumite costuri în societate și atunci asta încercăm să reușim să-i facem să vadă toate aceste bunuri de care ei profită oarecum într-un mod natural, dar nu este chiar așa. Și le simțim lipsa atunci când gunoiul nu este ridicat. Așa e. Și așa au fost astfel de situații, da. Atunci când nu avem apă la robinet. Imaginați-vă două zile fără apă, cam cum arată. Nu vreau să-mi imaginez. Da, da, da. Îmi permiteți să nu fac lucrul acesta. Acum plouă, cine știe, poate că ne-ar da. Avantaja. Doar că nici apa de ploaie nu e chiar apă de ploaie, nu? Nu, 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 nu. Și aici e o mare poveste cu apa de ploaie. O mare poveste și poveste care naște de asemenea semne de întrebare, pentru că în continuare sunt mulți oameni care spun de ce trebuie să plătim această apă de ploaie. Ea vine din cer, de ce trebuie și să mai... Și se întoarce unde? Aici este datoria dumneavoastră să explicați oamenilor ce se întâmplă și cu această apă de ploaie. Păi nu, se întoarce într-o apă curgătoare sau stătătoare. Dar ca să ajungă din oraș până acolo, trebuie să străbată un drum, care de regulă este gestionat de operatorul de apă și canal, indiferent de oraș, indiferent de mărimea lui. Deci până la urmă, vrând nevrând, această apă de ploaie trebuie tratată într-un fel, ca să ajungă acolo unde trebuie. Asta trebuie să înțeleagă oamenii. Apa de ploaie poate fi și un lucru bun și acum are și partea bună în sensul că reduce nivelul de secetă, adică crește umiditatea în sol și alte lucruri de genul ăsta, dar pe de altă parte poate fi și un impediment sau poate cauza neplăceri, cum se întâmplă acum la orăștie. Exact, în această dimineață au intervenit și da, pompierii și cei de la poliție, pentru că traficul pe drumul național a fost restricționat din cauza faptului că râul Orăștie și cred că și au ieșit din marcă. Da, sunt câteva cartiere în Orăștie gospodării inundate. Afectate, da? Afectează bunul mers al lucrurilor aceste inundații? Inclusiv la noi, la stația de epurare, avem o problemă. Chiar în aceste momente intervenim acolo cu sprijinul celor de la ISU. Sper că nu se vor întâmpla chestiuni care se ducă la nefuncționare. Singura problemă majoră care o avem pe zona Beriu, unde stația de tratare de la Sibișel a ieșit din parametri, în sensul că apa ce trebuie tratată datorită viiturilor a depășit parametrii de potabilizare. Ca atare am luat măsura închiderii pe o durată de 12 ore a stației de la Sibișel, asta ducând la întreruperea furnizării apei până trece această viitură și putem intra din nou în situația normală de exploatare. O chestiune pe care o estimez undeva la 12 ore dacă nu mai plouă foarte tare. No, deci avem și noi problemele noastre, avem constrângerile noastre. Lumea trebuie să înțeleagă că facem tot ceea ce este necesar pentru a asigura în primul rând sănătatea populației, după aceea siguranța în alimentare și de asemenea trebuie să știe un lucru, că este un anumit nivel de responsabilitate pe care îl are un operator de apă față de comunitate și lucrul ăsta trebuie subliniat de fiecare dată. Trebuie subliniat și trebuie explicat foarte bine, tocmai pentru a fi foarte bine înțelese aceste lucruri.
în ceea ce privește pe cetățenii în aceste ore, până când veți remedia problemele? Mai... Bine, acum Comuna Berio este în proximitatea municipiului Orăștie, deci putem oricând intervine, dacă este cazul, din nou cu sprijinul celor de la Inspectoratul de Situații de Urgență. Dar sper ca neplăcerea creată să fie rezolvată în cel mai scurt timp posibil. Cu siguranță mâine vom avea informații proaspete despre care este situația aici în zona Orăștie, la Beriu în special. Ne veți ține la curent cu siguranță despre toate aceste lucruri, dacă nu va mai ploua mai tare, bineînțeles că avem și câteva coduri portocalii prognozele ne pe partea de hidro. La noapte vor înceta aceste ploi, deci sperăm ca mâine situația se intre oarecumva normal. În ceea ce ne privește pe noi. Probabil că în partea cealaltă de inundații și mai departe, acolo lucrurile să fie rezolvate mai repede. Să sperăm că toate vor fi în regulă din acest punct de vedere. Ne întoarcem acum la proiect, ne întoarcem la copii, ne întoarcem la comunitate, pentru că spuneam și eu și invitații mei, implicarea comunității este esențială din toate punctele de vedere și consider că nu trebuie să stăm și să așteptăm de fiecare dată ca, nu știu, primarul să ne curețe șanțurile, că iată vorbim de inundații, nu trebuie să apelăm de fiecare dată, nu știu, numărul unic de urgență 112 pentru că apa este până la glezne în curte și avem nevoie să fim transportați în spate sau cu bărci, așa cum am mai văzut în multe situații și în țară, dar și în județul Hunedoara. Cred că putem să mai facem și noi unele lucruri dacă ne dorim să fim un exemplu, de ce nu, și pentru noi și pentru cei din jurul nostru și pentru cei care consideră ei că sunt un exemplu în societate. Sunt multe acțiuni, sunt convinsă, pe care le veți organiza în acest an, pe lângă acest mare proiect despre care am discutat astăzi. Cum pot să vină copiii înspre asociația pe care o reprezinți? Locuri, nu mai întreb câte sunt, că am înțeles. Da, ne bucurăm de un număr mare de copii care vin spre activitățile noastre. E drept că avem un nucleu care rezistă și la minus 20 de grade și sunt de foarte mulți ani alături de noi și e o bucurie să fie recunoscuți în comunitate. Și am avut ocazia, am avut câteva activități cu rangerii montani și mergeau prin școli, se țineau tot felul de cursuri și la un moment dat spuneau, uite, ăia sunt copiii de la Alert. Ei sunt deja vectori în comunitate, sunt foarte bine educați și ne bucură lucrul ăsta. Și să știi că puterea, de exemplu, a unui copil este mai mare decât a unui adult. Pentru că intervine elementul ăla de rușine, adică dacă cel mic poate să-și facă curățenie, eu ca adult de ce nu aș putea? Și asta poate se întâmplă chiar și în familii, da, nu doar în societate, în parc sau în puterea alte zone. Exemplului invers funcționează în special în activitățile de sport, pentru că avem foarte mulți părinți care au început să facă mișcare de rușinea celui mic. Avem părinți care au început să meargă în drumeții pentru că nu mai aveau liniște acasă, hai mami, hai tati, că știm noi niște trasee pe dealuri. Și nu să mă laud, dar copiii noștri știu toate dealurile din jurul Devei, cu siguranță. Peste vară deja gândim un program. Vă mutați și la Orăștie acum în zonă, că aveți un partener de încredere aici. Da, noi suntem alergători de cursă lungă, cu distanțele stăm bine. Orăștia are foarte multe posibilități de genul ăsta. Zbăile alea poate. Trebuie să vă echipați și dumneavoastră atunci, dacă e... Peste tot Goscumul. Peste vară vom gândi un cu totul alt program mult mai intensiv pentru că sunt copii în vacanță și pe lângă asta avem activitățile noastre clasice și consacrate, de la antrenamentele de alergare până la ateliere de confecționat mărțișoare. Luna viitoare ne pregătim pentru martie. Avem târgul de limonadă peste vară, care deja a devenit un eveniment care se rostogolește și devine brand. Avem History Run în toamnă pentru adulți, ștafeta veteranilor Invictus. Sunt foarte multe evenimente care ne bucură și care sunt dovada că lucrurile se pot schimba. Atâta timp cât există suflet, există voluntari și oameni care doresc să schimbe lucru.
Se schimbă fețele de la un an la altul, vin oameni noi, da, da, alătură, da. Nu mă refer aici neapărat la copii, pentru că e clar. Să zic așa un pic pielea pe mine, cred că cel mai greu e să pierzi voluntarii, dar să-i pierzi în modul în care, de exemplu, avem colaborări foarte bune cu Crucea Roșie și cu Orto Cafe și termină liceul și pleacă la facultate. Și când vin primul lucru, zic, vai, abia așteptăm să venim în tabără sau abia așteptăm să venim în drumeție, ne-a fost dor. Așa se schimbă, plus că se schimbă generațiile. Râdeam, spiritul alert e transmisibil în familie. Am început cu o categorie de vârstă care sunt acum mari, au 14-15 ani și îi direcționăm spre alte cluburi de voluntariat, spre Crucea Roșie sau spre Orto Cafe și vin frații mici la noi, deci rămânem cumva în familie. În familie, exact, da, da. E foarte important, cred, și această latură a familiei, dar și familia din afară, dacă putem spune, pentru că și ceea ce faceți voi acolo e practic. Există educație, mediu familie. Și ereditate. Fiecare partener educațional are rolul lui și atâta timp cât există înțelegere și acceptare din parte, noi nu ne potrivim oricui. Și am acceptat lucrul ăsta. Sunt familii pentru care noi suntem prea activi, cerem prea mult de la copii. Nu putem să înțelegem 10 ore în fața ecranului și nu ne dorim asta. Noi nu ne schimbăm. Noi rămânem pe drumul ăsta al unui stil de viață sănătos. De obicei se schimbă cei care au sprijinul familiei. Pentru că un copil care vine de la alergare și ajunge acasă și mănâncă 4 pachete cu Oreo, nu va fi un copil... Sau alți biscuiți, da? Să le spunem simplu, exact, fără da, a face reclamă. Sau alte dulciuri, îmi cer scuze. Nu va fi pe drumul stilului de viață sănătos, pentru că acel copil nu este responsabil de ce găsește pe masă sau în frigider. Și atunci, dacă există echilibru între ce facem noi și înțelegerea familiei, lucrurile funcționează foarte bine. De multe ori cred că pe cei adulți ar trebui să-i aduceți în astfel de cercuri și să lucrați mai mult cu ei. În timp reușește. Prin imaginea copilului reușește chiar și lucrul ăsta. Fix asta e ideea. Da. Să transmiți altfel decât ai transmite direct. Deci dacă transmiți direct, de regulă ai o reținere. Spui mie de astea. Care vorba ce știi tu? Am rezistat cu biscuiții oarecare o viață întreagă. Cum au vizit să-mi spui că nu-s bun biscuiți. Ok. Dar ideea este că, într-adevăr, puterea exemplului celor mici poate să-i, cum să zic eu, să intre undeva în subconștientul ascuns al adultului, în așa fel încât se facă o schimbare de mentalitate. Ceea ce este de dorit. De-aia vă spun că e cumva insidioasă povestea asta, dar cu rezultate mult mai palpabile decât dacă ar fi o educație directă, să zic așa. De-aia caracterul neformal al educației până la urmă are acest scop. Până la urmă declarat și care nu poate părea cu impact, dar eu am convingerea că are un impact mult mai mare decât ni-l cuantificăm noi, să zic, dintr-o perspectivă din asta puțin conservatoare. Vă așteptați să aibă un impact mare și acest proiect pe care îl aveți în parteneriat? Eu, în mod precis, mă aștept să am rezultate. Adică, evident că partea de rezultate estimate de către noi se va îndeplini. Sper că rolul multiplicator al acestui proiect să fie cel care... Și, sincer, nu mi-ar părea rău să fiu surprins că rezultatele au fost peste așteptări. Ar fi culmea. Ca să fiu într-o notă optimistă. Păi, cam toată emisiunea de astăzi a fost așa, într-o notă optimistă, dar... Cu toate inundațiile de la Oreștean. Cu toate inundațiile, iată, și cu toate problemele care sunt acum în această zonă. Ultimul minut din această emisiune, o să vă las pe fiecare așa 30 de secunde să trageți o concluzie și poate să invitați și pe cei de acasă să vi se alăture. O lăsăm pe doamna Dorela. Okay. Da? Pe noi ne bucură acest proiect prin noutatea lui și faptul că activitatea Goscom este un deschizător de drumuri spre alte instituții este grozav. Faptul că au înțeles că ceea ce fac și rolul lor în societate este mai mult decât a se limita la munca de birou
E vorba de a educa copiii, de a le transmite anumite valori și cred că efectul va fi wow. Și sunt convinsă de asta pentru că vedem deja reacțiile pe care le obținem când mergem pentru parteneriate și toată lumea se luminează și spune, voi, ce fain, va fi grozav. Societatea are nevoie de astfel de exemple. Nu e, am închis laptopul, m-am dus acasă, mi-am terminat jobul. Nu, mi-am închis laptopul și merg la ecologizare cu copilul meu. Mi se pare mult mai important. Spuneai puțin mai devreme de două pagini de Facebook. Unde, da, pe care da, vor fi lansate accesa începând de săptămâna viitoare și pe o pagină va fi desfășurătorul campaniei cu tot ce facem prin școli, cu poze, cu filmulețe, cu absolut tot și cealaltă va fi dedicată strict părții artistice cu concursul de desene ca să nu le suprapunem și cumva să fie cei mici în plan secund. Ei trebuie să fie în plan principal. Bun, să înțeleg că la achiziții trebuie să treceți și un bloc de desen, da, nu? Abia, să vă pregătiți. Abia aștept să vă invit la vernisajul expoziției de pictură a celor mici de la... Dacă îmi promiteți că o să văd un desen și de altul o să vă arăt și un desen făcut de mine, promit. Așa. Cu titlul Apa înseamnă viață. Absolut, este obligatoriu, nu să fie... Chiar m-am gândit la o chestiune de genul ăsta, dar o să vă fac surpriză poate în următoarea emisiune, vis-a-vis de cum arată un sistem de apă și similitudinile pe care le are cu corpul uman, ce se întâmplă din punct de vedere, dar asta e o chestie pe care o putem transpune în artă, bineînțeles cu un om care are talent în direcția asta. Îl găsim, cu siguranță, și dacă acel căutăm, bine, om talentat. Mulțumesc. Mai ales că la Oreștie este deja, cum să vă zic, pe partea asta de arte plastice, există deja un nucleu, așa cum voi folosi de talentele celor de acolo ca să producem o asemenea... Mi se pare normal. Cum am spus toată emisiunea, implicați și comunitatea. Bineînțeles. Și cu atât mai mult cu cât avem, încă mai avem de unde să alegem și să găsim oameni de calitate, da, oameni... Este resursă și cel mai important lucru este că această resursă este în creștere. Adică sentimentul meu este că lucrurile vor fi schimbate, bine, cum am spus, lucrurile nu se pot schimba de azi pe mâine. Trebuie să avem răbdare și perseverență. Eu aș mai avea răbdare, doar că nu mai avem timp, din păcate. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi. Mult succes aveți cu acest proiect și să fie unul trainic. Plăcerea a fost de partea mulțumim noastră. Tare mult. Mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Ne revedem după publicitate.